Bună ziua, sunt Ana Maria Predilă și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sănătate. Suntem la Alege TV, dar ne auzim și pe Radio Sud și pentru ediția de astăzi am ales să vorbim despre alimentația din timpul sărbătorilor, pentru că știm cu toții că mesele festive de Crăciun și de Revelion creează câteodată și probleme de sănătate. Pentru sfaturi cât mai utile, am invitat-o astăzi alături de mine pe asistent universitar dr. Simona Popa, medic primar în diabet și bol de nutriție în cadrul Spitalului Județean de Urgență Craiova. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați venit! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Am ales să vorbim astăzi despre o temă de sezon, dacă putem să spunem așa. Se pregătește toată lumea pentru masa de Crăciun în supermarketuri, în piețe, este mare aglomerație, toată lumea cumpără de toate și pentru toți, numai să fie masa de Crăciun bogată. Dar de fiecare dată, în fiecare an, medicii specialiști în boli de nutriție ne atrag atenția și ne spun că masa trebuie să fie bogată, dar trebuie să avem grijă la sănătate chiar și în această perioadă, pentru că se întâmplă de foarte multe ori ca după o zi din aceasta cu mese copioase, pacienții să ajungă și la spital și toată petrecerea să cadă dintr-o dată. Pentru început aș vrea să le spun telespectatorilor și ascultătorilor Radio Sud, de ce are nevoie organismul în materie de nutriție în perioada aceasta a sărbătorilor și ce trebuie să conțină mai exact masa de Crăciun, astfel încât să nu ajungem la spital după aceea. Da, este un fel de a spune că este o recomandare pentru perioada sărbătorilor. Ca și nutriționist, recomand ca în orice perioadă a anului orice persoană, fie că este sănătoasă, fie că are o patologie nutrițional-metabolică, trebuie să aibă un stil de viață cât mai sănătos. Dictonul ar fi orice aliment este bun, numai să fie consumat cu moderație. Într-adevăr, obiceiul de sărbători este să cumpărăm foarte mult, suntem cumva sub imperiul euforiei dată de sărbători, dar trebuie să avem grijă și la ce urmează. Ceea ce privește necesarul pe perioada sărbătorilor, necesarul energetic și de principiu nutritiv este la fel ca în orice altă perioadă a anului, trebuie să avem o dietă echilibrată care să conțină toate principiile nutritive, să conțină alimente ca și surse de proteine, de lipide, de glucide și cât mai variate alimentele, să nu fie consumate preponderent alimente foarte grase sau foarte bogate în proteine. Ce greșeli frecvente facem noi atunci când ne pregătim pentru sărbători? În primul rând, cumpărăm mai mult chiar decât avem nevoie și decât cred că o să putem mânca în perioada sărbătorilor. În al doilea rând, avem tendința de a consuma alimente foarte bogate în grăsimi. Este și frigul de afară, corpul are un fel de semnal de alarmă să-și asigure energia necesară și ne face să cumpărăm astfel alimente foarte grase și să consumăm și, bineînțeles, dulciuri concentrate. E perioada cozonacului, perioada prăjiturilor. De asemenea, un alt aspect în perioada de sărbători este consumul de alcool. Nici o masă bogată nu este suficient de plină de farmec dacă nu este asociată cu un consum de alcool. Această combinație face foarte mult, e foarte nocivă, atât pentru persoana sănătoasă anterior, dar cumva răul este exponențial la persoanele care deja au o patologie nutrițional-metabolică și în special mă refer la persoanele care au diabet sau care deja au avut un infarct miocard, un accident vascular cerebral. Răul se sumează. Vorbeam despre grăsimi. Carnea de porc este cea mai des întâlnită pe mesele românilor în această perioadă. Ce ne puteți spune despre această carne de porc? Există tot felul de discuții. Se spune că face rău, că este nocivă. Cât de nocivă este într-adevăr și cum trebuie să o consumăm astfel încât să nu ne facă tot răul despre care se vorbește de fiecare dată? În nutriție există o lege. Ce este astăzi valabil și susținut cu argumente, mâine poate să nu mai fie valabil. Astfel încât, ca persoană, trebuie să ne gândim să nu facem excese. Carnea de porc, desigur, consumată în exces este nocivă, cum de altfel și carnea de orice alt animal consumată în exces poate fi nocivă. Putem consuma de sărbători carne de porc, desigur, nu partea cea mai grasă a acestui sortiment,
Dar dacă tot consumăm, să consumăm în cantități mici și contează foarte mult și prepararea cărnii de porc și în general a alimentelor în perioadele de sărbători. Trebuie să evităm cumva prăjirea în grăsimi, să înlocuim această prăjire cu prepararea alimentelor la cuptor sau prin fierbere sau prăjire fără adaos de grăsime. Se poate consuma carne de porc, cu alte cuvinte, dar în cantități moderate și nu partea cea mai grasă. Da, de obicei românii iubesc să mănânce partea cea mai grasă, pentru că mulți zic, de exemplu, oamenii de la țară, bunicii, ne spun că trebuie să mâncăm partea cea mai grasă pentru că aia e bună și sănătoasă. Încă există concepția aceasta. Da, numai că nu trebuie să uităm un lucru. Bunicii și care consumau sau consumă carne grasă au și un efort fizic foarte mare și ingestia de energie, ingestia crescută de energie provenită din carnea grasă era consumată în cadrul efortului fizic. În societatea modernă ingerăm aceeași cantitate de grăsimi și calorii, numai că efortul fizic nu mai este la fel de intens și atunci apare efectele nocive ale consumului de carne în exces, carne grasă. În ceea ce privește prăjitul în grăsime, dacă până acum se considera că se preferă, dacă tot prăjim uleiurile cu grăsimi cu acizi grași nesaturați, ultimele, să zic, studii au indicat faptul că nici prăjirea în slănină, în grăsime de porc, nu este chiar atât de nocivă pe cât se considera inițial. Da, de obicei bunicii de la țară preferă să facă acest lucru și chiar și oamenii mai tineri din acea zonă, pentru că spun că e mai sănătos ceva de la tine din curte decât uleiul cumpărat din comerț. Da, pentru că uleiul cumpărat este intens procesat tehnic și atunci aș pierde din proprietățile benefice. În schimb, untura nu este deloc procesată tehnic și atunci ar părea să fie nu atât de nocivă cum se considera inițial. Știm că foarte important este și modul în care combinăm alimentele. De asta depinde și dacă ne îngrășăm sau nu după sărbători. Ce ne puteți spune despre combinația alimentelor în general și aplicat în această perioadă de sărbători? În general, recomandăm ca pe parcursul unei zile să avem o anumită proporție de principii nutritive, de alimente care să conțină lipide, proteine, grăsimi. Însă putem să obținem aceeași cantitate dacă consumăm un litru de ulei, un kilogram de zahăr și un kilogram de carne. Contează foarte mult și sursa alimentelor din care luăm aceste principii nutritive. Nu există reguli clare de combinare a alimentelor. Sunt tot felul de supoziții, cum că dacă mâncăm fructe, nu avem voie să mâncăm alte alimente. Nu, ideea e să mâncăm din toate alimentele cantități mici și să respectăm un anumit orar al meselor. Este foarte important acest lucru. De sărbători putem respecta acest program al meselor aranjate, așa cum spune nutriționistul, pentru că nu prea putem, ajungem să mâncăm seara târziu, dar mă gândesc că totuși o excepție o dată în an nu ne face chiar atât de mult rău. Noi putem să încercăm să respectăm acest orar al meselor, dar să nu uităm că masa de revelion este totuși în timpul nopții. Cu siguranță o zi, o săptămână de schimbare a orarului mesei, de nerespectare, nu va avea așa un impact asupra sănătății, numai să nu devină un obicei. Ce facem cu copiii? În perioada aceasta ei sunt cei care abia așteaptă să vină moșul, să le aducă dulciuri, să mănânce cât mai multe bunătăți. Cum îi facem pe ei să înțeleagă că trebuie totuși să își echilibreze mâncarea? În primul rând, prin exemplu personal. Este foarte greu să faci un copil să înțeleagă. Nu este bine să mănânci dulciuri în condițiile în care mama are în mână o bucată de ciocolată sau obișnuiește să consume astfel de alimente. Aceste lucruri trebuie spuse copiilor și copiii trebuie făcuți să înțeleagă nu în perioada sărbătorilor. E un proces de lungă durată care începe de la vârste mici. Și în general, dacă acest proces de educare a copiilor s-a început de la vârste mici, teoretic n-ar trebui să fie probleme în perioada sărbătorilor. Dar dacă nu a fost o astfel de educație nutrițională la copii, perioada sărbătorilor trebuie să avem în vedere să reducem cât pe cât posibil la copii consumul de dulciuri concentrate. Le dăm, e de preferat să le înlocuim cu prăjituri făcute în casă, asupra cărora știm exact ce conțin și ce
mai ales ce nu conțin, că nu conțin conservanțe, euri și alte produse nocive. Pentru că vorbeam mai devreme de combinațiile alimentare, ați putea să ne dați câteva exemple de combinații de alimente pe care am putea să le folosim în această perioadă? Să știe oamenii cam cum trebuie să stea lucrurile de fapt. Combinații de alimente. În primul rând, pe cele 5 mese, mic dejun, care își păstrează, se păstrează necesitatea acestui mic dejun în fiecare dimineață. Chiar Societatea Internațională de Diabet are ca temă anul acesta micul dejun, că acesta ar trebui să fie obligatoriu și echilibrat în principii nutritive. Păstrăm prânzul și cina. Ce putem consuma ca la orice altă masă din timpul anului? Se pot consuma supe, fripturi la grătar, la cuptor. Ideal o singură masă pe zi să conțină carne, nu mai mult de atâta. Ca desert de preferat sunt fructele, lactatele, dar și prăjiturile, repet, făcute în casă și în cantități mai mici. Salatele sunt de preferat în această perioadă, mai ales că ne ajută să diminuăm cantitatea de alimente mai puțin sănătoase consumând aceste salate. În principiu, orice se poate consuma în cantități decente. Foarte consumată în această perioadă este salata de băuf, dar știm că ea conține multă maioneză, care, pe de altă parte, nu este recomandată de medici. Cât de sănătoasă este ea sau dacă ne face rău, din ce punct de vedere ne face rău? Salata băuf, dacă este consumată în cantități mici, n-ar trebui să facă rău. Desigur, la pacienții care au dischinezie biliară, care au afecțiuni preexistente sau afecțiuni digestive, la aceste persoane ar putea avea efecte negative digestive. În ceea ce privește efectele maionezei pe profilul lipidic, consumând o porție, două de salată de băuf, nu are așa un impact negativ asupra profilului lipidic. Impactul negativ este pe sistemul digestiv și simptomele apar în momentul consumului. De aceea, cei care sunt deja cunoscuți cu astfel de afecțiuni ar trebui chiar să evite consumul de salată de băuf și orice preparate care conțin maioneză în exces. Și dacă tot consumăm această maioneză, tot la fel să preferăm maioneza făcută în casă din ouă proaspete și nu cea cumpărată din comerț. Și cei care totuși vor să mănânce, să mănânce puțin și bun. Puțin și bun, da, corect. Copiilor le face rău această combinație dintre maioneză folosită în salată? Adică există contraindicații? Trebuie să știm că trebuie să le dăm mai puțin copiilor o astfel de salată pentru că s-ar putea să le facă mai mult rău decât nouă adulților? Da, în principiu, da, la copii sistemul digestiv nu este atât de bine pregătit să digere o cantitate mare de grăsimi, așa încât, desigur, la ei trebuie chiar mai puțin decât la adulți ca să nu apară fenomene digestive. Știm că în această perioadă noi românii suntem familiari cu carnea de porc, dar există foarte multe țări în care oamenii nu sunt atât de obișnuiți să consume în această perioadă carnea de porc. Consumă fie carne de pui, fie carne de vită. V-aș ruga dacă se poate să ne spuneți câteva diferențe între aceste tipuri de carne. Care sunt avantajele și dezavantajele fiecăruia dintre acestea? Se preferă carnea albă, carnea de peștele, pe lângă carnea albă însemnând pui, curcan, de ce nu, peștele. Carnea de vită este carne roșie. În ultimul timp se consideră avea proprietăți mai puțin benefice carnea de vită, de aceea se consumă mai rar, o dată pe săptămână. În rest, celelalte tipuri de carne, să fie, în ceea ce privește carnea de pasăre, să fie fără piele, pentru a înlătura excesul de grăsime din piele și este sănătoasă, se poate consuma în fiecare zi în cantități moderate. Peștele de 3 ori pe săptămână, se preferă peștele oceanic, care are acest graș omega-3, gen somon, dar se pot consuma și alte tipuri de pește. De preferat a se evita fitofagul, somnul, sunt pești foarte grași și își pierd proprietățile benefice ale celorlalte categorii de pește. Iar carnea de porc, am discutat deja, se poate consuma, dar și aceasta puțin.
în cantități moderate. Da. Având în vedere toate aceste tipuri de carne folosite în această perioadă și nu numai, în general, sunt și mezelurile. Ce părere aveți despre acestea și ce puteți să ne spuneți? Nu numai în această perioadă, oricând mezelul ar trebui să fie evitate. Au un conținut foarte mare de grăsime, un conținut mare de sare. Sunt categorii de pacienți, pacienții cu boală cronică de rinichi, cu hipertensiune, cu hiperuricemie, la care mezelurile chiar sunt contraindicate, nu numai că se recomandă în cantități foarte mici. Sunt persoane care le preferă și care nu au nicio aderență la restul regimului dacă nu li se permite să consume cantități mici de mezeluri. Dacă sunt adresându-ne aceste categorii de persoane, dacă tot consumă mezeluri, să fie mai puțin grase, șunca de curcan, șunca de vită și nu acele tipuri de salam cu grăsime și cu tot felul de aditivi și euri. În general, nutriționiștii ne vorbesc despre faptul că trebuie să avem o dietă echilibrată. Ce presupune mai exact această dietă echilibrată și cât se poate respecta, având în vedere stilul de viață agitat pe care îl au tot mai mulți români? Da. Există o tendință, sunt foarte ocupat, nu am timp să mă ocup de alimentație, nu pot. Există un efort de voință. Stilul de viață sănătos, ce presupune un orar al meselor, o combinare a alimentelor, astfel încât să asigurăm toate principiile nutritive, se poate ține tot restul vieții, are avantajul că nu are efecte adverse, dimpotrivă, toate sunt benefice, deci nu este dificil să-l ținem, numai să avem voință. Desigur, persoanele în special cu obezitate au tendința să facă o serie de eforturi extraordinare. Mănâncă foarte puțin o zi, mănâncă două zile sau o săptămână cantități foarte mici de alimente și numai dintr-o anumită categorie. Sau pe lângă această restricție alimentară fac și sport în exces sau mișcare foarte, foarte multă. Din nefericire, toate aceste măsuri foarte restrictive nu se pot respecta decât pe o perioadă foarte scurtă de timp. 1. 2. Psihicul omului și în special al femeii are un mecanism tare ciudat. În momentul în care am avut o perioadă de restricție, apare frustrarea și da, eu de ce n-aș fi la fel ca alții, da, eu de ce trebuie să mă chinuiesc, și atunci apar recompensele și de obicei sunt dulciuri sau alimente foarte grase consumate ca și recompense și greutatea pe care la un moment dat am pierdut-o fiind foarte restrictiv în alimentație se recâștigă și într-un timp foarte scurt și mai mult decât greutatea inițială. Deci nu e bine să avem perioade de restricții alimentare severe și ulterior de recompense intense. Trebuie să avem un stil de viață sănătos pe tot parcursul vieții, trebuie să instruim copiii la rândul lor să abordeze un astfel de stil de viață sănătos. Nu e dificil, decât trebuie voință și trebuie sfatul unui nutriționist pentru îndrumarea acestor persoane. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în platoul Alege TV, dar și pentru ascultătorii Radio Sud, cu sfaturi utile în continuare pentru această perioadă a sărbătorilor. O scurtă pauză și revenim. În fiecare zi, viața ne oferă o mulțime de posibilități. Trebuie să facem alegeri. Să luăm decizii. Uneori facem alegerile corecte, alteori însă ajungem să trăim momente de coșmar. 98% dintre victimele exploatate sexual sunt femei. Ele au crezut că aleg o viață mai bună. Au crezut că vor munci decent într-un restaurant sau într-un bar. Dar au ajuns să fie doar o marfă plasată de alții în stradă. Au ajuns să fie folosite, umilite și agresate. Pentru noi e simplu să le privim pe aceste femei cu detașare și superioritate. Le stigmatizăm și le învinovățim fără a ști ce traume ascund. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare.
sunt doar cuvinte brutale pentru noi. Dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Aceste femei sunt forțate să se prostitueze. Iar indiferența noastră nu face altceva decât să contribuie la suferința lor. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. În spatele unui simplu anunț se poate ascunde o adevărată dramă. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu. Nu te lăsa păcălită. Am revenit în platoul Alege TV, dar și pentru ascultătorii Radio Sud. Vorbim despre perioada sărbătorilor de Crăciun și mai ales despre alimentația sănătoasă pe care trebuie să o respectăm chiar și în această perioadă în care tentațiile sunt la fiecare pas. Și vă reamintesc că discuția este întreținută de către asistentul universitar dr. Simona Popa, medic primar în diabet și bol de nutriție în cadrul Spitalului Județean de Urgență Craiova. Doamna doctor, am vorbit înainte de publicitate în general despre regulile pe care trebuie să le respectăm în perioada aceasta a sărbătorilor. O categorie aparte de pacienți care necesită o atenție deosebită în această perioadă sunt persoanele care suferă de diabet. Ce puteți să ne spuneți legat de această categorie de persoane? La ce trebuie să aibă ele grijă, mai ales în această perioadă în care, repet, tentațiile sunt foarte mari, mai ales pentru ei care trebuie să își echilibreze în fiecare zi cantitatea de alimente? Într-adevăr, pacienții cu diabet sunt o categorie specială în populație și care chiar trebuie să aibă o atenție mai mare la regim în perioada sărbătorilor. Dacă la persoanele sănătoase, ok, dacă nu respectăm, nu este un așa dezastru pe o perioadă de o săptămână, la persoanele cu diabet, limita între comele hipoglicemice și comele hiperglicemice este ușor de trecut. În funcție de tipul de tratament, la pacienții cu diabet se recomandă un anumit număr de mese care chiar trebuie respectat. Desigur, este permis consumul de alimente care conțin glucide, numai că trebuie în mod automat pacientul să-și ajusteze dozele de terapie astfel încât glicemia să nu crească foarte mult. La acești pacienți, consumul de alcool este important, deci este un factor care poate precipita hipoglicemia, pentru că producția hepatică de glucoză este inhibată de alcool. Riscul suplimentar la acești pacienți este că dacă consumă alcool și au hipoglicemie, comă hipoglicemică, este riscant ca să fie etichetați ca fiind în comă etanolică și atunci să nu li se determine glicemia și să nu se corecteze hipoglicemia și riscă să aibă leziuni neurologice sau, Doamne ferește, să decedeze în comă hipoglicemică. La pacienții cu diabet pe insulină, deși sunt foarte bine instruiți, trebuie să aibă în vedere să calculeze toți hidrații de carbon, partea dulce din alimente și în funcție de această cantitate de hidrați de carbon consumată să-și mărească sau să-și micșoreze dozele de insulină. Sunt în ultimul timp folosite regimuri foarte flexibile de insulinoterapie cu analogi de insulină sau cu pompe de insulină care permit o flexibilitate a regimului. În schimb, pacienții care au doze fixe cu insulină premixată sau insuline umane trebuie să mănânce la ore fixe, trebuie să aibă un anumit aport de hidrați de carbon care și în perioada sărbătorilor trebuie respectat. Având în vedere cantitatea de alcool de care ne vorbeați, asta înseamnă că un pacient cu diabet nu trebuie să consume deloc alcool sau care este cantitatea moderată, acceptată și în ce constă de fapt acest alcool? În primul rând, în momentul în care consumă alcool, diabetul trebuie să fie cât de cât echilibrat, să nu existe o valoare foarte mare a glicemiei sau o valoare mică a glicemiei și astfel, consumând alcool, glicemia să scadă și mai mult. Dacă tot consumă alcool, să fie în cantitate mică, gen 200 de mililitri de vin roșu sau vin alb sec, sau 40 de mililitri de băuturi spiritoase, iar consumul de alcool să se realizeze după ce a mâncat alimente care să conțină hidrați de carbon.
Adică după ce am mâncat fie pâine, fie fruct, fie lactat, nu după ce am mâncat carne care nu conține hidrați de carbon. Dacă consumă alcool, ideal este să-și determine o glicemie, deci mai ales la persoanele tinere care merg în club sau dansează, asocierea de consum de alcool, efort fizic, constituie rețeta clară pentru hipoglicemie. De-aia trebuie să-și determine glicemia și înaintea efortului fizic și înaintea consumului de alcool și după să vadă dacă nu a scăzut în limite la valori periculoase de hipoglicemie. Practic trebuie să fie foarte atenți, da, la tot ceea ce fac, pentru că oricând pot să apară probleme. Având în vedere că acum masa este bogată, familia se strânge în jurul mesei și acolo găsim tradiționalele salmale, carnea de porc de care vorbeam și înainte de publicitate, cât de nocive sunt acestea pentru un om care suferă de diabet? În ce cantități ar trebui să mănânce aceste produse tradiționale? Carnea în sine nu are hidrați de carbon. Cu alte cuvinte, nu influențează glicemia în sensul creșterii acesteia. Unul dintre efectele nocive ar fi acela că pacientul, considerând că a mâncat ceva, în sensul că a mâncat o bucată de carne, a mâncat ceva și atunci că îi va crește glicemia, dacă nu ia în calcul faptul că acea carne, fie în sarmale, fie ca atare, nu are hidrați de carbon, riscă să facă hipoglicemie. Deci trebuie să asocieze consumul de carne, fie cu consumul de pâine, cartofi, orez, paste făinoase și un fruct sau un lactat, să nu mănânce numai carne, iar dincolo de efectele pe glicemie, efectele pe profilul lipidic, pe greutate, sunt aceleași ca la persoanele fără diabet zaharat, numai că acestea cu diabet, având deja modificări, rău ar putea fi ceva mai mare decât la persoanele sănătoase. În ceea ce privește dulciurile, cum stau lucrurile? Ce trebuie să facă din acest punct de vedere? Poate sunt găsite niște soluții, niște înlocuitori pentru acele prăjituri îmbibate în zahăr și sirop? Ideal ar fi să consume cât mai puține spre deloc, dar se pot consuma aceste dulciuri în cantități mici și numai cu condiția să ajustăm tratamentul în funcție de ce, să ajusteze tratamentul în funcție de ce mănâncă și de glicemia. Nu există o rețetă perfectă. Ai voie să mănânci 100 de grame de prăjitură și este totul în regulă. Ai voie să mănânci acea 100 de grame sau acea prăjitură numai dacă glicemia este bună și dacă doza de tratament s-a crescut astfel încât să se împiedice creșterea glicemiei. Ce este de menționat la pacienții cu diabet? Tentația este să se întrerupă tratamentul, deoarece există percepția incorrectă că dacă consumă alcool, cel puțin să întrerupă tratamentul. Sunt două rele care pot să conducă la efecte nocive majore. Nu se întrerupe tratamentul și nici nu se consumă alcool cât să facă rău, dar în niciun caz întreruperea tratamentului, pentru că în special la pacienții cu diabet zaharat tip 1 se poate ajunge în comă hiperglicemică, cetoacidozică, ceea ce nu este chiar foarte, foarte bine pentru pacient. Care este deosebirea între comă hiperglicemică și hipoglicemică? Ca și finalitate, este pacientul vine cu stare generală gravă în ambele. Numai că în cazul comei hiperglicemice, instalarea nu este bruscă. Semnele se instalează lent și nu sunt atât de intense de la început. Dar, de exemplu, dacă întrerupe tratamentul, un diabet zaharat tip 1 poate să instaleze semnele și simptomele de comă cetoacidoză foarte repede și să ajungă în urgență. Astfel încât, instalându-se lent, se pot lua măsuri și combate sau preîntâmpina apariția cetoacidozei, ce reprezintă o complicație a hiperglicemiei. În schimb, coma hipoglicemică poate surveni repede și atunci pacientul trebuie să-și cunoască foarte bine semnele și simptomele de hipoglicemie ca să poată interveni la timp prin ingestia de zahăr. Pentru că, de asemenea, pacientul cu diabet zaharat, în perioada sărbătorilor, mai ales când merge în club sau undeva, trebuie să fie o persoană cu pacientul respectiv care să știe că e cu diabet, că poate face hipoglicemie, cum se manifestă hipoglicemia și, mai ales, ce trebuie să facă, să-i dea zahăr în momentul în care vede că se simte rău. Ideal este să știm că este hipoglicemie prin determinarea glicemiei, dar
Dacă nu e glucometru, nu e timp, nu, starea este gravă, dar pacientul este conștient, nu mai luăm glicemie, nu mai facem nimic, punem pacientul să mănânce zahăr. De ce? Diferența ca și simptomatologie între coma hipoglicemică și cea hiperglicemică este relativă. Sunt cam aceleași semne și simptome. Determinarea glicemiei ar face diferența, dar dacă nu avem glucometru, îi dăm zahăr. Dacă să zicem glicemia este 300, după 10 grame de zahăr devine 350, nu se întâmplă nimica. În schimb, dacă glicemia este 40, este scăzută, dând zahăr își revine din hipoglicemie și pacientul este salvat. Deci pacientul cu diabet trebuie să plece mereu și oriunde cu zahărul la buzunar și în cazul în care îi se face rău și nu poate să-și determine glicemia, să ia zahăr. Sau dacă îi se face rău, a determinat glicemia și hipoglicemie, să ia zahăr. Ne-ați vorbit despre diabetul de tip 1 și diabetul de tip 2. Aș vrea să le prezentăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri care sunt diferențele între cele două tipuri de diabet. Diabetul zaharat tip 2 este apanajul persoanelor peste 40 de ani. Desigur, nu în exclusivitate, sunt date statistice, pot exista cazuri de diabet zaharat tip 2 și la copii. În schimb, diabetul zaharat tip 1 de obicei apare la vârste tinere, de asemenea putând exista posibilitatea să apară și la pacienții în vârstă. De obicei, pacienții cu diabet zaharat tip 2 sunt cu obezitate, cu un stil de viață nesănătos, care au condus la apariția diabetului zaharat tip 2. La aceștia, opțiunile terapeutice încep cu optimizarea stilului de viață, cu medicație orală și în timp la insulinoterapie. În schimb, pacienții cu diabet zaharat tip 1 sunt dependenți de insulină, la modul că dacă nu se administrează insulină, pacientul poate deceda. Și la aceștia chiar este importantă educația medical-terapeutică, este important regimul, perioada sărbătorilor, dar și tot restul vieții. Și la pacienții cu diabet zaharat tip 2 este important regimul, dar la tip 1 esențial. Lucrurile stau mai grav în cazul celor de tip 1? Grav. Sau pacienții trebuie să fie mult mai atenți, mult mai echilibrați? Da, mult mai atenți, pentru că este tratament cu insulină și există un joc foarte mare al glicemiilor între valori mici și mari dacă nu este atenție la regim și la tratament. Grav. N-aș putea să spun că un diabet este mai grav decât celălalt. O persoană cu diabet, indiferent ce tip, dacă își respectă diabetul, dacă ține regimul și administrează tratamentul, are un prognostic bun și glicemiile vor fi ținute în limite înținte pe o perioadă lungă de timp, fără să apară complicații cronice. În schimb, indiferent de tipul diabetului, dacă pacientul nu este corect, nu ține regim, nu face mișcare, nu își ajustează dozele de tratament sau mai rău și întrerupe tratamentul, prognosticul este dintre cele mai nefavorabile, cu riscul de apariție a complicațiilor cronice care uneori sunt invalidante. Până la urmă, este așa cum spuneau mulți pacienți, dar și medici, că diabetul este o boală cu care se poate învăța să trăiești și totul depinde de cum îți echilibrezi viața și de cât de bine dorești să îți duci viața cu această boală. Da. Ar fi câteva impedimente, sunt pacienți cu diabet din toate categoriile sociale, cu toate categoriile de educație și astfel trebuie să adaptăm măsurile de educație la nivelul fiecărui pacient. Un pacient instruit, erudit, va înțelege mult mai repede, dar la aceștia există riscul să înțeleagă repede, dar să nu aplice. În schimb, la cei cu un nivel de educație redus sau cu posibilități reduse, trebuie și noi să ne adaptăm, să-i recomandăm alimente pe care și le poate permite, să-i spunem, să preferăm regimurile fixe de tratament, să știe pacientul ce face în fiecare moment, fără să avem pretenția să fie scheme complicate și să țintim valori glicemice sau ale hemoglobinei glicate foarte jos. Ce mai vreau să menționez la pacienții cu diabet, desigur la toți țintim valori glicemice normale, dar trebuie să avem în vedere toate bolile asociate la pacientul respectiv și să ajustăm țintele. Nu pentru toți pacienții sunt valabile aceleași ținte de
glicemie sau de hemoglobină glicată. La pacienții vârstnici care pot să locuiască singuri sau care nu pot să-și asigure alimentația cum trebuie, nu vom ținti glicemii foarte mici, pentru că o hipoglicemie le poate fi fatală. În schimb, la tineri care au speranță de viață, atunci țintim un control metabolic mai strâns. Există diferențe și din punct de vedere al alimentației între pacienți care suferă de diabet de tip 1 și diabet de tipul 2? Da, sau aceste diferențe sunt mai ales date de tratament. La diabetul zaharat tip 2, pe tratament cu biguanide, nu sunt așa recomandări stricte de regim. În schimb, la pacienții cu diabet zaharat tip 2 și tratament cu sulfonil ureice sau cu insulină și respectiv la diabetul zaharat tip 1 pe insulină, ar trebui să fie respectate orele de masă și cantitatea de hidrați de carbon. Iar la persoanele, în special tinere, cu pompă de insulină sau cu analogi de insulină, trebuie să-și calculeze exact cantitatea de hidrați de carbon pe care o ingeră și să-și calculeze doza de insulină aferentă acelei cantități de hidrați de carbon. Aparent este mai flexibil, e mai flexibilă dieta la pacienții pe pompă și pe analogi de insulină, dar asta necesită o bună cunoaștere a cantității de hidrați de carbon din alimente și a calculării dozelor de insulină. Așa cum spuneam, încă o dată, pacienții trebuie să se obișnuiască cu acest stil de viață și până la urmă învățăm de la dumneavoastră specialiștii că diabetul este o boală pe care trebuie să o acceptăm în viața noastră, o boală cu care se poate trăi atât timp cât știm să ne respectăm până la urmă un stil de viață sănătos. Pentru că, așa cum ne spuneați, din această boală decurg alte boli și cu cât ne respectăm un regim de viață sănătos, cu atât ne ajutăm organismul să fie mai sănătos și mai echilibrat. Da, nu este ușor, dar nu este imposibil. Odată învățate regulile generale de regim, de tratament, totul, dacă e respectat, se poate trăi fără probleme cu diabet zaharat. Sunt persoane care au diabet de la vârsta de un an, de 5 ani și aceste persoane nu cunosc stilul de viață fără diabet. E stilul lor de când sunt mici, acest stil de viață a persoanelor cu diabet. Se poate trăi, dar cu mai multă grijă și mai multă atenție. Revenim după o scurtă pauză de publicitate și în ultima parte a emisiunii le povestim telespectatorilor și ascultătorilor noștri și despre perioada de după sărbători, pentru că mai ales femeile sunt interesate de cum trebuie să slăbească dacă au făcut anumite excese în această perioadă. Rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Sunt Ramona Olaru și vă aștept în fiecare zi de luni, la ora 21:30, doar la Alege TV, să vedem împreună ce mai produce economia doljeană. Am revenit în platoul Alege TV. Vă reamintesc că participați la emisiunea Ora de Sănătate, atât dumneavoastră telespectatorii Alege TV, cât și ascultătorii Radio Sud. Vorbim în continuare despre problemele alimentației din timpul sărbătorilor, iar invitatea mea de astăzi este asistent universitar dr. Simona Popa, medic primar în diabet și boli de nutriție în cadrul Spitalului Județean de Urgență Craiova. Doamna doctor, vorbeam mai devreme despre persoanele cu diabet care trebuie să aibă o atenție deosebită în această perioadă. Am vorbit despre toate aceste recomandări și despre faptul că o lege generală este să nu facem excese. Nu înseamnă neapărat că nu trebuie să mâncăm sarmale, carne de porc și tot felul de alte bunătăți specifice românilor, ci că mai degrabă nu trebuie să facem exces și că trebuie să gustăm din toate câte puțin.
În continuare, aș vrea să vorbim și despre perioada de după sărbători. Sunt multe femei, dar din ce în ce mai mulți și bărbați care sunt interesați de cum trebuie să slăbească, să dea kilogramele puse în plus în timpul sărbătorilor, pentru că cu oricât de multă dietă echilibrată se întâmplă ca persoanele sănătoase, în general cele care nu au probleme de sănătate și care nu trebuie să urmeze neapărat un regim strict, să facă totuși un anumit exces, să mănânce mai multe dulciuri și să își dea seama că o să vină primăvara și că trebuie să arate bine. Și v-aș întreba ce nevoie are organismul în materie de nutriție după perioada sărbătorilor, după toate aceste alimente gustoase pe care cu toții ne dorim să le mâncăm cât mai mult. După perioada sărbătorilor, de obicei apar mustrările de conștiință. Ce am mâncat, am pus 2, 3 kg, 5 kg, depinde de ambiția și durata exceselor alimentare. Numai că trebuie să reținem, nu există miracole, nici nu trebuie să încercăm să scădem în greutate rapid și să fie o scădere importantă, pentru că uneori scăderea importantă în greutate poate fi nocivă, mai nocivă decât creșterea în general în greutate. La femei, de obicei, apare o tendință în care după sărbători adoptă tot felul de diete restrictive pentru a scădea cât mai repede și mai mult în greutate. Aceste diete putând fi nocive, uneori se optează pentru medicație de slăbit, nu toate medicamentele disponibile pe internet sau mass media sau pe tot felul de căi de publicitate, nu sunt toate verificate și atunci trebuie să fie foarte, foarte atente sau atenție când aleg o astfel de medicație. De asemenea, de reținut că e mai bine să rămânem pe o greutate mai mare decât să avem oscilații majore ale greutății, acea greutate fluctuantă. Recomandări speciale după sărbători de alimentație nu sunt decât 4-5 mese pe zi. Trebuie să consumăm pâine, cereale, cartofi, ore sparse, făinoase, fructe, lactate, carne o dată pe zi, preferând carnea de carne albă, carnea de pește, ouăle de 3 ori pe săptămână, legume în stare proaspătă, ideal în salate, dar și preparate termic se pot consuma cu moderație și distribuite la toate mesele, pentru că și alimentele sănătoase, fructe, dacă sunt consumate în exces și la o singură masă, pot să devină nocive. Pe lângă alimentația care trebuie ajustată după sărbători și în general păstrată pe tot timpul anului, este importantă și mișcarea. Societatea ne impune la un moment dat, prin ritmul de viață alert, să folosim cât mai des mijloacele de transport, fie mașina, fie mijloacele de transport în comun, și astfel să nu mai facem deloc mișcare. Tentația este să mergem la sală sau să facem o perioadă scurtă mișcare în exces, să ne epuizăm și apoi să zicem nu mai pot, sunt epuizată, și să reluăm mersul cu mașina. Ideal e să mergem pe jos cel puțin 30 de minute. Sună a publicitate, numai că este gratis mersul pe jos, nu luăm în calcul costul încălțămintei, că 30 de minute nu cred că se distruge atât de mult. E sănătos, de o stare psihică foarte bună, e la îndemână absolut oricui. Trebuie să ne facem un plan, ne ducem la servici pe jos, dacă permite distanța, ne întoarcem sau seara, împreună cu familia, ne propunem să facem o plimbare de 30 de minute cu un ritm de mers un pic mai alert, și acest mers pe jos este ca și efecte jumătate din, constituie succesul pe jumătate pe lângă alimentație. Dacă există contraindicații, plăgi la picioare, fracturi sau mai știu eu ce altă patologie cardiovasculară care contraindică mersul pe jos, desigur că nu vom adopta. Trebuie să se adapteze și să consulte medicul de familie sau medicul specialist dacă este posibil să facă sau nu efort fizic. Pe lângă mersul pe jos, pe lângă cele 30 de minute, dacă avem o altă activitate fizică, ciclism, alergat, sală, este un not, este perfect. Dar să nu uităm să mergem o jumătate de oră pe jos, să avem 4-5 mese și să avem toate alimentele la fiecare masă, din toate alimentele, toate sursele de principii nutritive.
Da, în general, tehnicile de marketing, revistele de specialitate ne vând rețetele de succes ale diferitelor diete. Se tot vorbește pe la emisiuni de televiziune despre dieta Dukan, despre dietele disociate. Ce părere aveți dumneavoastră despre acestea și cât de sănătoase și cât de mult ne ajută aceste diete? Sunt foarte atractive pentru, în special pentru femei, dar în ultimul timp și pentru bărbați. Au avantajul că determină o scădere ponderală marcată într-un timp relativ scurt. Dezavantajele lor sunt: niciodată o dietă restrictivă nu va conține principiile nutritive. Dacă luăm în discuție dieta Dukan, este o dietă hiperproteică. Excesul de proteine poate, dacă este menținut o perioadă mai îndelungată, să supra-solicite rinichiul și să afecteze funcția renală. De asemenea, aceste diete nu pot fi ținute pe o perioadă lungă de timp. Este imposibil unei persoane să țină foarte lung o dietă în exclusivitate hiperproteică sau cu un anumit tip de aliment. După perioada aceasta de dietă, dacă persoana respectivă revine la vechiul stil de viață cu alimentație hipercalorică, hiperlipidică, hiperglucidică, surplusul ponderal va fi din nou adăugat și uneori greutatea va fi mult mai mare față de greutatea dinaintea curei de slăbire. De preferat nu, mai ales că sunt persoane care astăzi sau luna asta au ținut o cură, peste 2-3 luni mai țin o cură și stau cu acea greutate ciclică de care discutam, da, și care nu, această variație a greutății nu este deloc favorabilă organismului. Care este demersul corect pe care trebuie să îl alegem atunci când recunoaștem că avem câteva kilograme în plus și vrem cu tot din adinsul să le dăm jos, mai ales pentru sănătatea noastră? Ce trebuie să facem în acel moment? Cei mai mulți, așa cum am spus, se uită la emisiuni de specialitate sau citesc revistele de acest gen. Dar, așa cum spuneați, în aceste cazuri, de multe ori sunt folosite multe strategii care urmăresc doar să vândă o anumită persoană sau o anumită personalitate. În primul rând, trebuie să avem obiective clare și decente. Dacă ne propunem să scădem 10 kg într-o săptămână, poate reușim, numai că efectul este, aceste cure sunt nocive sau modalitatea prin care obținem scăderea ponderală este nocivă. De asemenea, trebuie să știm, să fim foarte convinse de ce vrem să slăbim. Pentru sănătatea noastră, nu neapărat din rațiuni estetice. Desigur, sunt acestea și acestea, dar nu, să nu fie în exclusivitate. Sunt adesea femei care vin la nutriționist și spun vine vara, trebuie să am costum de baie și să nu se vadă depozitele de țesut adipos. Sau mă căsătoresc, am luat o rochie de nuntă de mireasă cu două numere mai mici și trebuie să intru în ea în 3 luni de zile. Nu sunt obiective raționale și astfel de persoane niciodată nu vor avea succes. De asemenea, este foarte important suportul familiei. Dacă o femeie dorește să scadă în greutate, să țină, să aibă un stil de viață sănătos și o alimentație sănătoasă, dar soțul, pe de altă parte, are în farfurie, nu știu, un grătar de ceafă de porc cu cartofi prăjiți și soția o frunză de salată și o măslină, apare frustrarea și cedează. De asemenea, sunt câteva trucuri. Mergem la cumpărături numai după ce am mâncat, că dacă mergem cu senzație de foame, tendința și tentația este să cumpărăm tot ce este mai dulce sau mai gras și dacă tot le cumpărăm, le și consumăm. Trebuie să mergem cu liste, foarte clar ce avem de cumpărat și să nu ne abatem cel puțin la nivelul listei cu alimente. De asemenea, trebuie să nu ținem în casă tot felul de tentații, o bomboană aici și să mergem mereu să luăm când avem senzația de foame, pentru că pierdem din vedere cât am mâncat și atunci cu siguranță creștem în greutate sau nu scădem în greutate. Trebuie să mâncăm la ore relativ fixe sau un număr de mese, pentru că dacă sărim o masă, două, apare senzația de foame și pe acea senzație de foame ciugulim alimente nesănătoase, pentru că puține persoane, dacă nu cumva nimeni, nu ciugulește
un fruct sau o felie de pâine, de obicei ciugulim dulciuri și astfel creștem în greutate. Asta pe de o parte, pe de altă parte, dacă mâncăm două mese pe zi, cu siguranță una cantitativ va conține alimente cât pentru toată ziua și atunci toate acestea, și de obicei se întâmplă seara, când nu există activitate fizică și tot acest exces caloric se depune sub formă de țesut adipos. Trebuie să fim înarmate sau înarmați cu răbdare și să nu ne așteptăm la miracole, să încercăm să scădem în greutate 2-3 kg pe lună și să, cel mai greu nu să scădem în greutate este, ci să menținem greutatea. Pentru că toată lumea poate să scadă în greutate 10 kg într-o săptămână, nu mănâncă și a scăzut și în greutate. Și după aceea pune din nou mai mult. Cel mai dificil este să menținem greutatea. Trebuie să ne armăm cu răbdare, să avem obiective decente și să avem încredere. Ce facem în cazul copiilor? Și vă întreb asta pentru că recent am citit niște statistici care arătau că obezitatea infantilă atinge cote alarmante în lume, dar și în România. Cum le explicăm copiilor că trebuie să se abțină de la anumite alimente, de la anumite dulciuri la care în plus mai primesc și câte o jucărie atașată și la care nu vor să renunțe în niciun fel? E mult mai greu, pentru că o persoană adultă până la urmă poate conștientizează efectele nocive asupra organismului, dar pentru un copil este din ce în ce mai greu. Da, de aceea ideal este să începem această, să zic, educație a copiilor încă de la vârste mici, când sunt foarte receptivi, pentru că după aceea sunt pierduți. Sunt tentații foarte mari, promovate în mass media, peste tot, dar dacă copilul are exemplu părintelui, care are un stil de viață sănătos, nu va mai acorda atenție tentațiilor din mass media și trebuie explicat copilului că în momentul în care consumă foarte multe dulciuri, există o serie de riscuri să-și distrugă dantura, pentru că de obezitate, de infarct, copilul nu știe și asta. Doar explicat că acele alimente foarte dulci sau foarte grase îi pot face rău în prezent sau pe viitor. Și dat exemplu personal, că degeaba îi povestim copilului dacă noi nu respectăm recomandările. Cum scăpăm de tentația aceasta fast food-ului? Pentru că cu greu putem să renunțăm la o masă luată în grabă la un fast food din oraș și asta, repet, încă o dată din cauza stilului de viață agitat sau copiii din cauza faptului că colegilor merg acolo să mănânce și atunci merg și ei și renunță la masa sănătoasă de acasă primită de la bunica și merg și ei acolo să consume și până la urmă să se integreze în grupul social din care fac parte. În primul rând trebuie acționat în ambele direcții. La nivel de fast food, ideal să scadă numărul lor sau să se convertească, să promoveze alimentație sănătoasă. În al doilea rând, dacă înțelegem că este o alimentație nocivă, atunci poate vom renunța. Dacă facem o pauză și ne gândim cât de nefaste sunt consecințele obezității și alimentației nesănătoase, atunci important este să avem o perioadă de căpătare a reflexului. Dacă încercăm o săptămână, două, să fim corecți, o să vedem că după aceea devine reflex și nu mai suntem tentați. Dacă avem cele patru mese, nu ne mai este foame, nu mai suntem tentați să dăm o fugă la un fast food sau nu mai știu unde să luăm o gustare nesănătoasă. Avem pachetelul, mai ales la copii, ideal ar fi să mamele să pregătească un pachetel pentru o gustare din pauză, prânzul să gătească preparate care să fie tentante și agreate de copil, să fie mereu variație, pentru că dacă vine copilul la prânz și dăm aceeași mâncare de fiecare dată, atunci desigur că va fi tentat să meargă la fast-food. Trebuie să acordăm mai mult timp acestor recomandări, pentru că altfel nu avem cum să reușim. Da, până la urmă totul pleacă de la educația unui stil de viață sănătos și, din păcate, noi nu prea investim foarte mult în acest capitol. În general, în prevenție, în România, nu prea se investește și de aici pleacă toate lucrurile. De aici ne aflăm mai tot timpul în topul țărilor din Europa,
din punct de vedere al prevalenței multor boli. De aici apar și bolile cardiace, de aici apare și diabetul și multe alte boli de acest fel. Credeți că ar fi nevoie de mai multe astfel de programe și cel mai mult începând din grădinițe și din școli? Da, desigur, ar fi foarte importante și utile. S-au demarat o serie de campanii de către Societatea Română de Diabet, campanie de conștientizare a populației cu privire la riscul unei alimentații nesănătoase și la consecințele acesteia. Este adevărat că aceste campanii de educație a populației trebuie să se adreseze și copiilor din grădinițe, din școli, pentru că atunci sunt foarte receptivi. Și după ce învață aceste măsuri simple de stil de viață sănătos, merg în familie și ei încearcă să educă să educe părinții să mănânce sănătos, dar trebuie, desigur, administrația, forurile politice, administrative să se implice, pentru că altfel și, bineînțeles, să fie bani. Că fără suport financiar nimic nu este posibil. Da, poate că până la urmă o să se investească și la noi în acest capitol al sănătății, pentru că, așa cum vedem, ne costă foarte mult și medicii de atâtea ori atrag atenția că atunci când tratezi un pacient este mult mai scump decât atunci când previi apariția unei boli, însă, din păcate, la noi nu peste tot se investește în acest capitol. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Dacă aveți ceva de adăugat, vă rog mult. Vreau să spun doar că mass media are și ea un rol important. Sigur. În promovarea acestor măsuri de optimizare a stilului de viață. Poate cel mai important. Vă mulțumesc pentru invitație și sper că am reușit cel puțin pe perioada sărbătorilor să dau câteva recomandări care să fie utile persoanelor în această perioadă. Vă mulțumesc mult și eu, doamna doctor Simona Popa, și vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Ora de Sănătate. Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor Alege TV, dar și ascultătorilor Radio Sud. Vă dorim sărbători fericite și moșul să vă aducă în primul rând multă sănătate. Ne vedem și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sănătate. Numai bine!